Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sancționat de polițiști după ce a refuzat sterilizarea gratuită a câinilor pe care îi avea. Copilaș de 2 ani din Piatra Neamț a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Tot mai puțin cumpărători la piața din Onești. Sancționare polițiști după ce a refuzat sterilizarea gratuită a câinilor săi. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană din Horgești deținea mai multe exemplare canine fără a fi sterilizate. La fața locului s-a constatat prezența a 7 exemplare canine de rasă comună fără a fi sterilizate și identificate. Deținătorul animalelor nu a prezentat documente legale pentru cei 7 câini, este vorba de carne de sănătate, acte care să ateste asimilarea la o rasă de câini omologată. Medicul veterinar de liberă practică din Horgeș s-a oferit să sterilizeze și să identifice gratuit exemplarele canine pe care le deținea persoana în cauză, dar proprietarul a refuzat. Pentru că bărbatul nu a identificat și sterilizat exemplarele canine pe care le deține, a fost sancționat contravențional cu suma de 7.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor articolului 13, aliniatul 5 și articolul 13 cu 2 din OUG 155/2001 republicată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Copilaș de 2 ani din Piatra Neamț a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Se pare că acesta s-ar fi rezemat de o fereastră. Copilul a supraviețuit, dar are leziuni multiple, fiind transportat la spital. Mama sa este în stare de șoc și are nevoie de îngrijirile medicilor. Pe 13 septembrie, în jurul orei 19, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că un copil a căzut de la etajul 4 al unui bloc, situat pe strada Fermelor din Piatra Neamț, a transmis IPJ Neamț. În urma a suferit leziuni fiind transportat la o unitate medicală pentru a-i se acorda îngrijiri de specialitate, a mai precizat sursa citată. Surse judiciare au transmis că mama copilului este în stare de șoc, fiind solicitat o ambulanță și pentru ea. La Onești, nu chiar întâmplător, a fost ales municipiul de pe Trotuș pentru lansarea celor 6 volume omagiale grupate sub genericul Primul Război Mondial și Marea Unire a României. Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 103 ani de la înființarea Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. Mai multe aflăm în minutele următoare. Pentru noi este un eveniment deosebit, un eveniment editorial închinat anului încoronării reginei Maria, pentru că volumele acestea încep cu primul război, încep cu primul an de război și se sfârșesc cu acest an al încoronării. Este rodul unei asociații non-profit, o asociație care se ocupă cu promovarea memoriei naționale prin cultul eroilor și care timp de 6 ani a făcut câte un simpozion în fiecare an, care s-a soldat cu câte un volum pentru fiecare an cu evenimentele respective. Noi credem că este o lucrare monumentală foarte importantă, poate unică în peisajul românesc actual, ceea ce ne umple de bucurie pentru că și cei care suntem aici să o prezentăm, suntem implicați cu materiale și cu, în realizarea ei în general. Cât s-a muncit la aceste volume? Pentru că totuși 6 volume înseamnă probabil an de muncă. Sigur că da, s-a muncit în fiecare an la câte un volum, iar principalul truditor în acest câmp editorial este profesorul Petrescu, care este președintele filialei județene a cultului eroilor și președintele unei fundații culturale, preot Dumitru Bălașa, care e integrată în filiala cultul eroilor.
El a dus greul și, desigur, profesorul universitar Tudor Rățoi, care s-a implicat în corectare, în aducerea la demnitatea de publicare a tuturor materialelor prezentate. O zi emoționantă astăzi, 6 volume vor ajunge la publicul larg, de ce nu la Onești, un punct de maximă importanță în primul război mondial, oarecum un punct de răscruce, nu? Bună ziua, așa este. Un punct de răscruce atât pentru noi, cei care omagem memoria, cinstim memoria eroilor neamului, dar și pentru editura care, pentru tipografia care a reușit să pună în pagină ceea ce noi am realizat, am strâns și am editat. Este într-adevăr o zi foarte importantă într-un loc unde acum 100 de ani se scria istorie, se vărsa sânge, se scria istorie. 6 volume la care s-a muncit mult. Da, este opera unui colectiv de peste 122 de cercetători. Sunt istorici, arhiviști, geografi, filologi, sunt ofițeri activi în rezervă și în retragere, sunt teologi, avem și ierarhia ai Bisericii Ortodoxe Române printre autori. S-a muncit într-adevăr, proiectul a fost demarat în 2015, dar în 2016, odată cu primul simpozion organizat în memoria la centenar, în memoria eroilor, a rezultat și primul volum. După aceea, în fiecare an, am organizat simpozionul acesta, care apare și pe coperta volumului și pe coperta casetei omagiale, Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor. Deci, în fiecare an câte un simpozion, urma căruia a rezultat câte un volum. Și am început cu intrarea României în Primul Război Mondial în 2016, la 100 de ani. Am continuat cu marile victorii de la Mărăș, Mărășești și Oituz, al doilea simpozion, și a rezultat celălalt volum, Marea Unire, 1918-2018, la centenar. După aceea, Armata Română în Ungaria, pentru că dacă nu-i duceam acasă pe unguri, probabil că nu puteam vorbi despre Marea Unire și despre tratatul de la Trianon. Al patrulea volum face referire la tratatele de pace și, în mod special, la tratatul de la Trianon, și nu puteam încheia această colecție omagială fără tema încoronării. Deci, cel de-a șaselea volum cuprinde cam tot ce s-a putut scrie despre încoronarea suveranilor României Mari. Bineînțeles că noi puteam să mai atașăm și alte proiecte, e vorba de anul viitor, sunt 100 de ani de la Constituția din 1923 și tot așa, dar să vedem, acum după ce ne odihnim un pic, probabil că intrăm într-un alt program de cercetare. Despre Primul Război Mondial s-a scris mult și cred că complet. Se mai poate scrie despre Primul Război la această oră? Să știți că noi am avut surprize, au apărut și lucruri inedite în volumele acestea, ceea ce demonstrează că încă se mai pot scrie pagini de istorie legate de Primul Război Mondial. Adică nu am ridicat așa tot misterul, nu am mai lămurit apele. Nu, încă mai nu. Avem necunoscute. Încă mai avem și aici vorbim de diplomație, pentru că, sigur, a contat foarte mult și diplomația, nu numai vărsarea de sânge, și noi considerăm eroi și pe diplomați, considerăm eroul nostru principal și liderul nostru, Regina Maria. Cel mai bun diplomat, în opinia. Cel mai bun diplomat, sigur. Fără Regina Maria, considerăm că România n-ar fi existat în hotarele pe care le știm noi la 1918. Așa cum cartea este un omagiu adus generațiilor care s-au jertfit pentru România Mare, credem că și acest eveniment pe care dumneavoastră îl organizați aici este tot un omagiu pe care îl aducem acestor generații cărora le datorăm atât de mult. S-a scris mult, așa cum vorbeam și cu unii din colaboratorii dumneavoastră, s-a scris mult despre Primul Război Mondial, au curs multe râuri de cerneală, așa, se mai poate vorbi la această oră de necunoscute în ceea ce privește Primul Război Mondial? Vreau să vă spun că eu, meseria de bază a mea este aceea de arhivist, și ca arhivist vă pot spune că mereu arhivele oferă surprize.
și a fost un lucru extraordinar de favorabil acest centenar, întrucât el a ocazionat apelul la o serie de surse documentare care erau fie necunoscute, fie nevalorificate la nivelul valorii pe care o au. Și eu am în vedere, în primul rând, jurnalele celor care au participat la război. Evident, jurnale de front, sigur că da, jurnale de front, dar și jurnale personale, pentru că au fost luptători, categorii de luptători care în timpul în care nu erau încrenați în lupte, au făcut însemnări personale. Și acestea sunt deosebit de valoroase, sunt emoționate, fiindcă arată starea de spirit a românilor aflați în realizarea acestui ideal al întregii românități. Și sunt, de pildă, sunt corespondențe care sunt trimise familiilor sau simple consemnări ale lor făcute în momentele de răgaz, care astăzi au o valoare, aș spune, inestimabilă. Aș vrea să vă semnalez că, nu, din nefericire, nu într-unul din volumele noastre, dar într-o altă carte apărută în același context în care apar volumele noastre, am descoperit corespondența unui român înrolat, din păcate, în cealaltă parte, de cealaltă parte a frontului, adică un român din vechea monarhie bicefală, originar din zona Vârșețului, deci din Banatul iugoslav de astăzi, sau Banatul sârbesc mai exact, care își trimitea scrisorile familiei sale în versuri. Și au fost publicate în acest mod, încât astăzi avem de-a face cu adevărate poeme în legătură cu ceea ce el a trăit în timpul războiului. Și vă asigur că a fost o epopee acest exemplu de român din Vârșeț, care a luptat undeva în Galiția, după aceea a ajuns în sudul Rusiei și a străbătut o distanță enormă pentru a se reîntoarce acasă și a trăit până la sfârșitul perioadei interbelice. Deci nu putem să spunem că o temă ca aceasta a războiului mondial între 1916-1918 pentru noi, sau dacă vreți până în 1920, dacă luăm în considerație și campania din Ungaria, este o temă epuizată. Mereu se vor găsi fațete, se vor găsi episoade, se vor găsi și alte perspective de interpretare, chiar dacă, să zicem, izvoarele sunt aceleași care au fost folosite și până în prezent. În opinia dumneavoastră, cam care ar fi procentul, dacă putem vorbi în cifre, din ceea ce știm despre primul război mondial? Sunteți arhiviști și ați spus că aveți acces la o grămadă de documente, unele care nu sunt accesibile publicului. Este greu de evaluat un astfel de... E foarte greu. Nu mă aventurez să dau o astfel de cifră, pentru că, de pildă, pot să fie izvoare externe care încă nu sunt, la care n-am avut acces. La izvoarele interne, cred că în proporție de 60-65% s-a ajuns. Sigur că da, pentru că sunt documente care pot să fie neprelucrate, pot să fie inaccesibile, nu pentru că au informații cu totul, să spunem, excepționale din punct de vedere al accesului, dar ele încă nu pot să fie folosite, nefiind prelucrate sub raport arhivistic. DIICOT Bacău, 24 de inculpați trimiși în judecată pentru acuzațiile de înșelăciune. Prejudiciul estimat la 6 milioane de lei. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Bacău, au dispus trimiterea în judecată a 24 de inculpați, este vorba de 17 persoane fizice și 7 persoane juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebite grave în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, emitere de cecuri cu dată falsă sau căruia îi lipsește un element esențial sau fără disponibil la tras, complicitate la înșelăciune în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani bunuri foloase necuvenite. Potrivit unui comunicat transmis în perioada în care au desfășurat activitatea infracțională, inculpații au săvârșit, atenție, 1.000
1454 de acte materiale ale infracțiunilor în formă continuată pentru care au fost cercetați. S-a reținut că din luna ianuarie a anului 2020 mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată, ai cărei membri au acționat ca reprezentanți ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului București, numele cărora au desfășurat acte de comerț, respectiv lansarea de comenzi și achiziționarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file check, scadente la un termen de 40-60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relațiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpații și-au declinat identități și calități mincinoase, director vânză, responsabil achiziții, inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale pe care nu aveau intenția să le respecte. Pentru preluarea și administrarea în fapt a societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională, inculpații au folosit ca interpuși mai multe persoane de condiție socială precară, cu posibilități financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociați și sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpați. În momentul în care erau preluate, societățile comerciale aveau un istoric de bunitate financiar-fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajați, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate și de a accepta efectuarea plăți cu instrumente de plată scadente la intervale diferite de timp. S-a reținut și faptul că în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpații au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanților legale ai mai multor persoane vătămate cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6 milioane de lei, precizează DIICOT, Serviciul Teritorial Bacău. Inculpații au achiziționat mărfuri ușor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăți comerciale controlate, bunuri din toate categoriile, autovehicule, combustibil, utilaje, uleiuri, vopseluri și materiale de construcții, poliamidă, echipamente de protecție în construcții, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică, telefoane mobile, produse alimentare și produse congelate, ciocolată, gazon artificial, etc. Sursa arată că a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale inculpaților, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăți, din care 59 s-a constituit ca parte civilă. Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău. Dosarul a fost înaintat spre competență și soluționare Tribunalului Bacău. Tot mai puțin sunt cei care vin să cumpere la piața din Onești, cu toate că pe piața oneșteană este prezent o gamă diversă de produse, legume și fructe, cu prețuri pentru toate buzunarele. Se pare că oamenii nu vin să-și facă aprovizionarea pentru a face zacuscă și alte conserve de toamnă. Mai multe aflăm în minutele următoare. Cu cât vindeți ciuperci? 10 lei kilogram. Văd că aveți scrip și pânișoare. Da. Și se vând sau nu se vând? Puțin. Puțin, a? Nu prea are lumea bani? Nu are. Dar de unde să avem? Ne chinuim să trăim de azi pe mâine. Cam greu, a? Foarte greu. S-au scumpit toate? Toate s-au scumpit. Ciupercile nu? Nu. Dar nu merg. De unde le-ați adus? Din Bogdana. S-au făcut, doamnă? S-a făcut punișoar, dar restul nu s-a făcut. Pot să cumpere oamenii pentru zacuși, pentru murături? Nu, nu cumpăr pentru zacuși, pentru murături, că lumea cumpără de jos, de la îngro. E mai ieftin cu, știu eu, cu... Care-i diferența? 50 de bani, 10 bani, dar marfa mea e proastă și lumea se duce acolo. Da, se duce acolo. Noi rămânem cu barba goală. Se simte inflația, adică simte faptul că s-au crescut toate prețurile și că mai greu așa? Da, prețurile sunt ca în anul trecut. La electricitate, la gaz? Ah, ei, asta e altă treabă. La electricitate, la pâine, la țigări, lapte, toate treburile, da, exact. Se simte în buzunarul cetățeanului, ce părere aveți? Da, suntem zero. Deja, deci atâta cât trăim de azi pe mâine, alte situații nu avem. Doamnă, cum merge vânzarea? Foarte prost. Am văzut aici că aveți o lădiță cu produse care le aruncați. Da, 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 mai aruncat, s-au stricat, s-au stricat de pe 10, trece, da. Nu merge vânzarea? Nu merge deloc, deloc, deloc. Cu cât vindeți gogoșarii sau cât de scump sunt? Cu 4 lei, cu 4 lei sunt. Și nu? Nu, roșia 4 lei, căstravetele 5 lei, dar nu merge nimic, ca varza să stric, o aruncăm. S-a mai întâmplat vreodată să fie așa sărăcit? Da, nu, ca anul ăsta, nu. Nu, ca anul ăsta, nu, 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 nu. Anul ăsta merge foarte prost. Vinetele 5 lei, 4 lei, nu se vând. Nu merge nimica. Cum merge vânzarea, doamna? Cam prost.
De ce? Scumpe? Stai că scumpe, nu știu, dar nu merge bine. Nu merge, da? Cu ce ați venit aici la piață? Sunteți la taraba socială? Uite, cu pătrunjă. Cu cât dați pătrunjă? Un leu. Un leu legătură. Nu știu. Da? Să vinde greu. Și mărarul cu cât dați? Tot cu un leu. Văd că aveți aici cam de toate, dar nu prea merg lucrurile. Merge câte o leacă, așa ce să facem. Ne chinuim. Ne chinuim să trăim. De unde sunteți? În comuna Vaicu. Și cu ce ați venit aici la piață? Cu piață și cu nuci. Și merge vânzarea? Pătrimit așa. Când merge, când nu merge. Am înțeles. Câți ani aveți? Am 78. Mulțumesc. Și vă descurcați așa, veniți la piață, la de la Oituz până la Onești? Da, greu. Cum așa de ocază. A, cam greu așa. Ce să fac? E greu, e greu, că nu mai pot. Bătrână. Am înțeles, am înțeles. Da. Și ați venit cu fructele și cu astea din gospodărie, nu? Da, 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 din grădină, de la noi. Am înțeles. Și cu cât dați fructele? Cu 6, cu 5, cu 4, cum, tipic cum sunt ele. Am înțeles, am înțeles. Da. Și ați vândut ceva până acum? Am vândut, am vândut. Ați vândut, da. Nu? Dar cât o fi ceasul? Vă zic imediat, spor la bani. Mulțumesc. Stați că vă zic imediat cu ceasul. E 11:30. Tratat de colapte, de capră. De unde sunteți? De la Dumbrava. Și ați venit la vânzare aici la piață cu? Roșii, da. Am înțeles. Foarte mari sunt, soiul românesc. Da, da, inima boulă, așa zice. Am înțeles. Și s-au făcut roșii anul ăsta? Da, foarte bine s-au făcut la mine. S-au făcut, nu? Da, da. Nu a dat piatra? Nu, nu, ne-a oferit Dumnezeu de piatră, da. Tratate cu lapte de capră, la 10 litri de apă, un litru de lapte. Și ne-a adăugat nimic, nici îngrășăminte, nimic, natural, natural, cum era la bunica. Așa. Și cu cât dați roșiile? Hai să, eu le dau ca să nu le duc înapoi acasă cu 8 lei kilogram. Și a mers vânzarea? Da, a mers bine. A mers bine? A mers bine, da. Da. Sunt oameni care mă cunoaște și vin înspre și cumpără. Special, nu? Da. Vă, că aveți și gogoșare? Da, da, și gogoșare, avem păstăi cârlig, lapte de capră. Aveți căprițe, a? Avem, da. Câți ani aveți? Pe 1 noiembrie fac 82 de ani. Mulțumesc! Și mai merge treaba la 82 de ani cu munca, cu da. Nu-i greu? Da, singur lucrez. Singur tot? Da. Mă simt bine cu sănătatea. Am înțeles. Da. Am trăit bine în viață. 31 de ani în combinatul chimic. Da. Da. Spor la bani. Mulțumesc, să rămână. O zi bună. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 15 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Vineri 16 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin, maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acumnews.tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.